Salutare, dragii mei! Astăzi m-am machiat și v-am luat cu mine în toți pașii pe care i-am făcut. V-am explicat despre produsele pe care le folosesc, așa că haideți cu mine să vedem ce am făcut și să începem cu începutul, cum arăt nemachiată. Așadar, aceasta este fața mea fără machiaj. O să vă arăt și vouă și o să vă rog să-mi ignorați sprâncenele care nu știu cât se văd în cameră, dar le-am lăsat foarte mult să crească pentru că vreau să le fac un pic mai dese. O să vă arăt prima dată ce folosesc pentru față. Folosesc acest gel cu care mă spăl dimineața de la Mask Clean, pe care îl folosesc de vreo 3 ani de zile la recomandarea medicului dermatolog. Îl foloseam împreună cu crema, se numește Mask Repair, o tot foloseam, dar în ultimul timp nu am mai avut probleme cu tenul, așa că am trecut la altceva. Eu în urmă cu 3 ani de zile, când m-am întors din Statele Unite, am avut o acne foarte urâtă pe față, n-am știut de la ce a pornit, pentru că mi-am făcut diverse analize, dar n-a ieșit nimic suspicios. Așa că medicul dermatolog la care am fost în Cluj mi-a recomandat să fac un tratament local, mi-a prescris o rețetă pentru o soluție. După ce încercasem și am cheltuit foarte mulți bani la alți medici și efectiv nu reușeam să-i dăm de cap, dar medicul Raluca Hindley din Cluj, dacă vă interesează, este foarte bun, deci pe mine m-a salvat. Încă mai am anumite pete pe față pentru că se duc foarte greu, dar sunt foarte mulțumită. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă. De la mască eu fac pe aici coșuri sub piele care în câteva zile dispar, dar îmi lasă urme. Oricum, cam asta este cu ce mă curăț eu pe față. Bineînțeles, seara mă demachez cu dischete demachiante și apă micelară. Și mai am acest Sebium gel de la Bioderma. Este un gel exfoliant pe care eu îl folosesc cam de 2-3 ori, 4 maxim pe săptămână, pentru că elimină impuritățile și pe mine mă ajută foarte mult. Asta mi-a fost recomandat tot de medicul care mi-a salvat pielea. O să încep prin a-mi pune un serum pe față. Este serum cu vitamina C și acid hialuronic de la Better Skin. Acesta este. Pun pe degete și vin cu el pe față. După care, pentru că o să facem un machiaj cu fond de ten, o să folosesc crema cu factor natural de hidratare de la The Ordinary, pe care mi-am comandat-o în urmă cu câteva luni și mi-a plăcut foarte mult cum se comportă pe fața mea. Asta o folosesc de obicei dacă folosesc fond de ten. Vin cu ea pe față și încerc să o masez bine în piele. Eu sunt adepta lucrurilor cât mai naturale, așa că nu cred foarte mult în încărcarea tenului, nu-mi place, din cauza că am avut probleme acum câțiva ani cu care eu nu m-am confruntat niciodată, m-au cam speriat, așa că am foarte mare grijă ce folosesc pe tenul meu. Eu evit să mai pun încă un tip de cremă, o bază sau un primer sau altceva, pur și simplu baza mea este crema cu care mă dau, crema hidratantă. Și acum o să vă arăt fondul de ten. Eu îmi pun fondul de ten cu degetele, după care îl blendez cu beauty blenderul. Și my one and only Estée Lauder sau Estée Lauder, cum pronunță fiecare, în nuanța 2W1. Asta folosesc eu pe timp de iarnă, iar pe timp de vară folosesc 3W1. Este fondul de ten pe care l-am descoperit, cred, în 2015 sau 2016 și pe care îl iubesc și la care nu am renunțat, adică am rămas fidelă pentru că mi se pare că face o treabă extraordinară și eu am mai încercat și alte branduri, dar nu, deci niciunul nu face treaba pe care o face fondul ăsta de ten, din punctul meu de vedere. Ce vreau să vă mai arăt înainte să-mi pun pe față sunt BB cream-urile sau CC cream-urile pe care le folosesc.
Pentru că vreau să vă arăt ce mai folosesc în afară de fond de ten, dată fiind perioada aceasta cu sarcina, eu nu prea îmi încarc tenul cu fond de ten, pentru că eu consider că nu am nevoie mereu să port fond de ten și port doar atunci când am nevoie de un make-up mai rezistent. Prima cremă care îmi place foarte mult și pe care o folosesc vara pentru că nu folosesc fond de ten este aceasta de la Aven, Cleanance. Îmi place foarte mult, este puțin colorată, este ca un fel de BB cream, dar foarte, adică nu acoperă foarte mult. Îmi place că efectiv uniformizează culoarea pielii. Mai am BB cream-ul acesta de la Garnier, care în această perioadă mi se potrivește foarte bine pe ten. Și mai am un CC cream, pentru că asta vreau să vă zic, cele care aveți probleme cu tenul și are tendința acneică, se recomandă CC cream-urile. Am unul pe care acum nu l-am mai, că s-a terminat, dar este din aceeași gamă ca astea de la GeroVital. Mai am CC cream-ul acesta de la Elmi Plant. Însă acesta bate puțin spre roz și îl folosesc doar dacă port maletă, pentru că l-am luat să-l încerc, dar are un pic nuanță diferită față de tenul meu. Și un fond de ten accesibil, pentru că vreau să vă arăt și produse accesibile în timp ce facem acest vlog. Mai sunt acestea de la NYX. Can't Stop, Won't Stop. Eu mi-am cumpărat vreo 3, recunosc că le-am cumpărat pentru salon și sunt destul de bune, însă mi se pare că se potrivesc mai mult tenului gras, pentru că pe tenul meu normal se usucă puțin cam repede. Oricum se usucă foarte repede și trebuie să-l blenduiți foarte repede. O să pun din fondul de ten cam 2 pumpsuri, eu așa folosesc. Și o să-l întind pe față cu degetele. Și încep să-l blenduiesc cu beauty blenderul. Tapotez ușor. Am uitat să vă spun, obligatoriu, cele care folosiți beauty blender, dar și pensulă pentru fond de ten, să le spălați după fiecare utilizare. Eu asta fac pentru că trebuie să eliminăm tot timpul bacteriile și să nu le punem pe față, așa că cel mai bine este să le folosim, să folosim beauty blenderul curat de fiecare dată. Încă un pont ce vreau să vi-l dau este acest beauty blender de la Cupio. Eu înainte foloseam doar beauty blenderul pe care îl găseam în Sephora, însă de când am descoperit ăsta, mi l-a recomandat cineva, vreau să vă spun că sunt total îndrăgostită de el, pentru că își face foarte bine treaba, este exact același lucru. Mie mi se pare că nu sunt diferențe între ăsta de la Cupio și cel de la beauty blender și acesta este undeva la 35-40 de lei maxim. Dacă nu mă cel de la Sephora, este chiar 100 de lei. Iar acum că am pus fondul de ten pe față, eu mereu îmi hidratez buzele și a să râdeți când vă arăt cu ce îmi îngrijesc eu buzele. Dar de fiecare dată, în fiecare dimineață și în fiecare seară, adică atunci când mă machiez și când mă pun la somn, eu folosesc cremă de gălbenele pe care o aplic tot timpul pe buze. Cam ăsta este secretul meu pentru buze hidratate. Și o las pe buze până când îmi termin make-up-ul și trebuie să aplic un ruj sau gloss, ce aplic eu pe buze. Acum o să vă arăt cum îmi fac sprâncenele. Folosesc acest gel de la Anastasia în culoarea medium brown, cam așa arată. Eu, de obicei, chiar dacă toată lumea, și am văzut că foarte mulți make-up artiști aleg să fixeze sprâncenele prima dată și apoi să le contureze, eu nu le fixez pentru că mi se pare că se lipesc prea tare și nu pot lucra foarte bine cu ele. Și încep prin a le pieptăna în sus. După care
vin cu gelul și completez acolo unde am goluri. Nu prea trasez fire de păr pentru că eu consider că am suficiente. Singurul loc unde vreau să arate foarte bine este baza, la care eu merg tot timpul pe formă dreaptă și o să vă și arăt. O să-mi fac prima dată o sprânceană completă, apoi o să merg la cealaltă ca să vedeți diferențele între ele. Și vin efectiv la bază și pun produs în goluri prima dată, nu uitați. Tot timpul merg în direcția firului de păr. Cam asta este prima etapă a sprâncenei. Deja este foarte conturată, de asta vă spuneam că eu nu prea folosesc alte metode, pentru că eu consider că am suficiente fire de păr în sprâncene. Singura problemă ce mie nu-mi place este chiar aici unde am câteva goluri. Câteodată când nu mi iese sau nu am chef de gel, am în paleta aceasta de la Sleek, pe care eu o folosesc foarte des atunci când mă machiez. Se numește A New Day și are culori din astea mai nude și foarte naturale, și mi-am dat seama că în paleta asta eu găsesc ce am nevoie pentru sprâncene, și anume aici și aici. Și astea două le combin pentru că până la urmă sunt tot farduri și putem să ne folosim de ele. După care sub sprânceană vin și iluminez. Eu folosesc acest concealer de la NYX, care după cum vedeți trebuie să-l țin așa pentru că nu mai prea am. Dar este foarte, foarte bun. Și ca alternativă, de la Rimmel London, Lasting Radiance. Este foarte bun și ăsta mie îmi place foarte mult și eu îl folosesc de foarte mult timp. Dacă mai sunteți care aveți produse de genul acesta și vreți să scoateți tot din el, vă recomand să folosiți o agrafă și să o puneți așa, pentru că vă ajută să mai scoateți produs. Mie până vine comanda, mă mai chinui cu ăsta. Și pentru zona de sub sprâncene mă folosesc de două pensule. Una este aceasta și una asta, cu care o să blendesc după aia produsul, și iau puțin așa de aici și vin sub sprânceană, plec din zona de arcuire pentru că acolo am nevoie de mai multă luminozitate și vin ușor spre baza ei. După care mă folosesc de această pensulă, care este foarte veche, nu mă întrebați de la ce brand, și blenduiesc sub sprânceană. Un lucru pe care îl mai fac și mie îmi place foarte mult rezultatul, l-am învățat și la cursurile de make-up și mie mi se pare că arată foarte fain, este faptul că folosesc acest gel care este tot de la NYX. Este o variantă pentru sprâncenele mai blonde, însă eu îl folosesc pe sprâncene pentru a le da luminozitate și pentru a le deschide puțin la culoare, pentru că mi se pare că par mult mai naturale. În special dacă sunteți mai blonde, vă recomand să folosiți așa ceva. După care, acesta nu prea fixează, de aceea o să vin cu un gel de fixare, și anume gelul 24 Hour Brow Setter de la Benefit, este preferatul meu, însă vreau să vă spun că înainte foloseam ceară pentru păr asta, pentru sprâncene și face treaba excelent, sau gel pentru păr. Am văzut foarte multe tipe care folosesc gel pentru păr și are un rezultat foarte bun. Singurul lucru ce mie nu-mi place este faptul că încarcă foarte mult peria și trebuie mereu să ai grijă să o speli și așa mai departe. Ăsta rămâne înăuntru, așa că pe perie nu se usucă produsul. Și vin și îmi fixez sprâncenele.
Nu le ridic foarte mult pentru că nici asta nu-mi place. Și vreau să vă arăt cam care este rezultatul dintre sprânceana pe care am făcut-o și cealaltă. Facem acum și cealaltă sprânceană și revenim. Am făcut sprâncenele și acum trecem la partea de ochi, unde la fel voi merge pe nuanțe naturale. Și o să folosesc, după cum vă spuneam, paleta asta de la Sleek. Nuanțele acestea cele mai deschise, asta și asta, depinde. Câteodată folosesc una sau cealaltă, câteodată le combin, depinde de ce vreau să obțin. Oricum este un look foarte natural și o să merg pe toată pleoapa. După care vin cu o altă pensulă, cu o nuanță mai închisă, adică cu asta. Pun, descarc produsul aici. Ce vreau să vă zic este să nu vă faceți griji dacă nu mergeți perfect în sus sau nu lăsați o linie perfectă, pentru că o să vă arăt ce fac eu cu concealerul. Eu niciodată nu pun concealer la început, am văzut că alte persoane mai pun, dar eu nu pun și o să vă arăt imediat de ce. Iluminez puțin colțul intern al ochiului și zona de sub sprânceană. Iar acum, după ce am terminat partea cu ochii, o să aplic mascara și o să vă arăt preferatul meu, cel de la Lancome Hypnose Doll Eyes. Vă spuneam că de asta eu nu mi-aplic concealer pentru că tot timpul mă țin din partea asta și nu vreau să las urme. Deși cu fondul de la este Lauder, poți să faci ce vrei tu pe față, că nu se mai duce. Să pun tot așa mascara să vedeți cum arată, după care facem și ochiul celălalt. Aceasta este diferența între ochiul cu mascara și cel fără. Pentru fetele care au probleme atunci când folosesc mascara și le rămân picățele sau rimel în locurile în care nu își doresc, o să vă arăt un truc pe care poate știați, poate nu. Folosind o pensulă de genul acesta, după ce lăsați mascara să se usuce acolo unde v-ați mătat, mergeți și efectiv luați cu peria și o să se ducă. Nu folosiți chestii umede pentru că o să-l întindeți și mai rău și o să stricați tot machiajul. O să vă arăt și variante mai accesibile la rimelul pe care îl folosesc eu. Unul este Scandalous de la Melchior. Nu mai știu exact cât am dat pe el, dar oricum este foarte, foarte bun. Are pensula așa, mie astea îmi plac. Nu-mi plac pensulele acelea de silicon absolut deloc. Și mai am acesta de la Revlon, Super Lent. Mie îmi plac cremelurile care în general nu încarcă foarte mult peria. După cum puteți vedea și în cel de la Lancome, în momentul în care scoți peria, ea rămâne fără surplus de mascara și pe mine asta mă interesează pentru că nu vreau să-mi încarc genele. Bun, ajungem pe final. Voiam să vă rog să-mi ignorați și toate antenele pentru că azi noapte m-am spălat pe păr și l-am prins ca să mă machiez și de asta am antene în toate direcțiile. O să folosesc acest concealer de la NYX și o să mi-l aplic aici. Iar apoi vin cu Beauty Blenderul și în momentul în care blenduiesc, vreau să creez efectul de lifting și merg în sus. Asta este mișcarea mea. Tapotez și merg în sus cu... Și atunci, în momentul acesta, dacă faceți această mișcare, o să creați foarte frumos și aici diferența dintre
fard și restul feței. Eu iau doar ce este pe Beauty Blender și mai vin aici, dar în rest nu mai completez concealer și pe frunte sau pe bărbie pentru că simt că nu am nevoie. După care vin cu bronzerul și fac puțin contouring. Am această paletă de la NYX. Asta nu prea este favorita mea, ca să spun așa. Bronzerul meu favorit este cel de la Hoola, cel de la Benefit. Dar aveam paleta aceasta la salon. Datorită pandemiei și faptului că nu am lucrat atât de mult, am luat foarte multe produse pe care le aveam începute la salon. Le-am luat acasă pentru că nu vreau să fac risipă și să expire acolo degeaba, așa că multe dintre ele, chiar dacă nu sunt printre favoritele mele, o să le folosesc. Bineînțeles, cele care îmi plac. Iau nuanța asta din paletă și vin cu pensula. După care, pentru că îmi place efectul de bronz, o să merg puțin și pe frunte și o să conturez. Și acum o să mă ciufulesc și mai tare. Eu nu prea folosesc blush-uri pentru că nu prea îmi place cum îmi stă cu alte culori în afară de maro sau culoarea piersicii. Nu prea îmi plac rozurile în obraj, nu îmi plac pentru mine. Dacă este să folosesc, mai folosesc câteodată această paletă de la Sephora, care conține această nuanță de piersică și cu ea mai vin câteodată în obraj, dar foarte puțin. Apoi pun un iluminator. O să vă arăt, săracul și pricăjitul meu, iluminator de la Wet n Wild pe care l-am descoperit în America și mereu când pleacă cineva îi rog să mi-l aducă. Este, nu știu, este foarte ieftin, habar nu am cât costă. Știu că brandul a apărut și la noi, dar nu știu dacă au aceste iluminatoare, habar nu am. Dacă au, vă rog să-mi lăsați în comentarii pentru că mie îmi place foarte mult și pe acesta îl folosesc. Unde mai pun și îmi place câteodată este aici, în zona de deasupra buzelor, pentru că se iluminează foarte fain, și puțin pe nas, dar doar așa pe vârful nasului. Ultimul pas pe care eu îl fac este să îmi aplic ceva pe buze. De obicei merg în nuanțe de roz, piersică, marouri, dar care au tot o tentă de roz. Am descoperit în magazinele Kendra un kit care seamănă cu cel al lui Kylie, la care nu-i mai găsesc rujul, dar o să vă arăt creionul. Este acesta, mie îmi place foarte mult nuanța. Pentru că nu mai găsesc rujul de la acesta, o să folosesc cel de la Melchior, care la fel îmi place foarte mult. Eu niciodată nu merg peste conturul buzelor pentru că mi se pare că îmi face niște buze de rață și arată prea mare. Am conturul buzei de sus puțin mai deschis la culoare, iar atunci când pun și creionul arată mult mai fain și mai definită. Și apoi vin și întind creionul pe toată suprafața buzei. Așa îmi place mie. După care vin cu acest lip stain de la Melchior. Iar ce fac după ce îmi aplic pe buze, folosesc fie un beauty blender din ăsta mic, care se folosește de obicei în zona de sub ochi, sau cel cu care mă machiez. Acum că l-am murdărit pe ăsta, o să-l folosesc tot pe ăsta. Și o să vin pe buze și o să
tapotez. Doar pentru că mi se pare mie că face culoarea mai mată, o face mai faină și o blenduiește mult mai bine pe buze. Și nu am probleme după aceea să mi se împrăștie sau să se creeze tot felul de cute sau șanțuri în buze. Mai vin puțin aici dacă este nevoie cu ce a mai rămas pe pensulă. Dar acesta este machiajul pe care eu îl folosesc și care mie mi se potrivește din punctul meu de vedere, pe care îl aplic de ani de zile și chiar dacă am făcut cursuri de make-up și pe fetele machiez poate în alte stiluri sau prin alte tehnici, pentru mine asta fac zi de zi pentru că așa m-am obișnuit și așa consider că mi se potrivește. Dați-mi voie să renunț la antene și revin. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine, sper că v-a plăcut și dacă mai doriți să facem astfel de videouri, vă rog să-mi lăsați în comentarii sau să-mi scrieți în privat pe Instagram ce fel de videouri v-ar plăcea să mai fac. Vă pup și vă doresc o zi sau o seară plăcută!